Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. După cum se vede în clipul de față, vom curăța un cooler de procesor AMD pentru socheta ME4 și bineînțeles pasta de pe procesorul respectiv AMD. După cum vă spusesem într-un clip anterior, eu curăț coolerul și pasta termoconductoare de pe procesor, spre exemplu, cam o dată pe an, cu aproximație, o dată de 2 ori pe an. Acesta cred că a trecut aproximativ și mai bine de jumătate de an de când a fost, nu a mai fost curățat. Așa că dacă tot este vara, am zis că de ce nu. Prima dată scoatem alimentarea ventilatorului. Acesta este alimentarea. Trebuie să iasă ușor, nu forțăm, cu grijă. Apoi, cu o șurubelniță, scoatem coolerul. În lateral avem 4 șuruburi de prindere. Și desfacem. L-am scos. Păi, haide să curăț acest cooler. Pentru început, pentru a nu ne murdări de pastă termoconductoare, să ștergem acea pastă. Lăsăm atât și încă o dată vom mai fi șters după ce vom curăța coolerul. Să desfacem ventilatorul de pe radiator. Foarte nașpa coolerele astea de la AMD. Nu-mi plac deloc. Cele de la Intel îmi plăceau mult mai mult. Da, erau fragile la acele cleme de prindere către placa de bază, dar îmi plăceau mai mult acele de la Intel. Cu siguranță o să schimb pe viitor culorul ăsta, dar nu acum. Îl mai las, mai am. Am desfăcut ventilatorul, precurățat cu peria. Și avem destul de mult praf. Să curăț ventilatorul și radiatorul și revin. E, vedeți cum arăta înainte și cum arată acum. La sfârșit arată mult mai curat. Ventilatorul și culorul. Acum să montăm ventilatorul înapoi pe culor. Cam așa vine. Și vom monta înapoi cele 4 șuruburi. Da, știu, trebuia să scot suportul ăsta prima dată, dar nu prea mă interesează. Ventilatorul a fost montat de radiator. Voi curăța și pasta termoconductoare de pe procesor. Este un AMD Ryzen 5 1600. Prima dată ștergem fără alcool izopropilic. După ce am șters fără alcool izopropilic, doar cu un șervețel nasal, împrăștiem puțin degresant cu alcool izopropilic. Ok, după ce am curățat cu alcool izopropilic, punem pasta termoconductoare. Eu o pun aproximativ atât și o întind, bineînțeles. Eu prefer această metodă de a întinde pasta termoconductoare. Pasta termoconductoare întinsă. Și acum, bineînțeles, prostie acestui cooler este placa asta de prindere, backplate respectiv, da, din spate, da? La altele se pot prinde foarte ușor, au o piuliță în partea de sus, adică în partea asta, cum pui backplate-ul în spate. Din păcate, în cazul acestuia nu sunt. Și trebuie să ții tu manual acel backplate, în timp ce înșurubezi două dintre șuruburi. Dacă să fiu sincer, mie nu-mi place. Venim ușor cu acest cooler. Și acum trebuie să prind minim două dintre ele. Bineînțeles că dacă aș avea placa de bază scoasă din carcasă, ar fi fost mult mai ușor. Și asta este cea mai oribilă prindere.
De desfăcut e ușor să desfaci acest cooler. Când îl montezi, atunci începe distracția. Mai verificăm o dată. Și acum punem alimentarea cu 4 pini a ventilatorului. Trebuie să menționez că testarea PC-ului a fost testată la temperatura camerei de aproximativ 30 grade, ca să nu există dubii înainte de a arăta temperaturile înainte și după. Acum, vedeți temperaturile fără să utilizezi computerul, însemn că needle, fără să fi deschis vreun program anume, fără niciun program deschis. Și înainte aveam temperatura de maxim 54 de grade și după curățare aproximativ 47 de grade. Eu zic că este o diferență destul de mare. Apoi, deschizând un program gen Prime 95 pentru a putea utiliza procesorul în 100%, înainte aveam temperatura de aproximativ 89 de grade, destul de mare, și apoi după curățare temperatura de maxim 77 de grade. O diferență a temperaturii chiar uriașă. Aici se termină acest clip. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja. Și vă aștept pe data viitoare la alte clipuri, tutoriale, la fel de interesante sau mai interesante decât acesta. Vă mulțumesc și toate cele bune. La revedere!